Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Isate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, vă îmbrățișez cu mare, mare drag! Înainte de a începe rezumatul zilei de ieri, vreau să vă mulțumesc celor care ați fost pe live-ul meu de aseară. Am fost iar într-un număr foarte, foarte mare și vă mulțumesc din tot sufletul. S-a văzut cu ochiul liber. Ieri s-a înregistrat finala. Câștigătorii Mihaela și cu Radu. Felicitările mele. Eu cred că sunt la fel de fericită ca și câștigătorii. De ce? Că am câștigat în la ce mod? Stafful a făcut dreptate. Și nu a mai premiat mincinoșii, falșii și perverșii, cum s-a întâmplat în primul sezon, un premiant. Și pentru asta sunt cea mai fericită și încă o dată demonstrăm lumii întregi că minciuna nu câștigă războiul. Niciodată câștigă decât câteva lupte, dar războiul niciodată. Așa că vă felicit la scenă deschisă, doamna Mantea și cei din staff, Luminița, doamna producătoare Luminița, doamna producătoare Emilia sau Mirela, scuze, nu știu, n-am înțeles cum vă numiți, dar oricum vă felicit și jos pălăria. Jos pălăria că ați reușit ieri să bucurați foarte, foarte mulți telespectatori și plus de asta ați dat un exemplu pentru viitorii concurenți din sezonul 3. Cei care vor mai încerca și acum fac aviz către ei, cei din sezonul 3, cei care veți mai încerca să vă vindeți și să dați informații din casă și să lăsați adminii voștri să intre cu bocancii în această emisiune și ei să dicteze ceea ce se întâmplă în casă și veniți cu lecțiile făcute să atacați gratuit și să faceți rele, fiți sigur pe voi că voi fi cu lupa pe voi și să nu vă supărați când am să vă cert. În momentul când veți fi cu minți și drepți, fiți siguri că vă voi lăuda din tot sufletul. Iar stafful, cred că acest sezon a fost o mare lecție pentru ei. În momentul când marșăm și mergem cu niște oameni mincinoși la drum, la un moment dat ne trezim că se alege praful de tot. Dar ferice și felicitări încă o dată că și-au dat seama de tot ce s-a întâmplat și că i-au umilit. Pe bune. Pe cei care au stricat acest sezon. Și anume Bianca și Robert. Încă o dată, doamna Mantea și producătoarele, felicitările mele și vă iubesc. Și vă promit solemn că voi sta scut în fața dumneavoastră și n-am să mai permit acestor fanatici să-și bată joc de munca dumneavoastră. Voi fi scutul dumneavoastră și voi aduce la cunoștință tot ce se întâmplă în rândul adminelor, în rândul susținătorilor, vezi, doamne, fanatici, dar de fapt ei vor decât bani. Atât. Dragii mei telespectatori, aseară după ce am închis live-ul, am primit un mesaj de la domnul America, dar nu l-am văzut decât azi dimineață când m-am sculat. Dânsul mi-a explicat ce s-a întâmplat cu acele comentarii pe live-ul Românașilor și că nu s-a referit la mine în mod special. El a spus, dânsul a spus ceva de genul ignor gunoaielor sau cum s-a exprimat dânsul, că nu mai țin minte, a fost o poză care o deschideai
odată și dispărea, când l-am căutat ieri și nu l-am mai găsit. Și mi-a garantat că nu la mine se referea, se referea la cei care au vorbit foarte urât, la adresa dânsului, la adresa noastră, celor care susținem dreptatea. L-am înțeles, mi s-a părut foarte sincer. Dacă v-am deranjat, dar asta sunt în momentul când gândesc ceva, eu nu stau la discuții, eu spun. Și dacă v-am greșit, mea culpa, dar au fost niște fapte și acele fapte m-au dus cu gândul de multe ori în alte părți. Acum, Dumnezeu a vrut să vă iasă finalistă Mihaela și mă bucur și eu pe o parte pentru că altceva mai bun nu aveam. Și ce să vă spun? Viață lungă, fericită și tot înainte și sper din tot sufletul, dacă în caz vă mai ocupați de susținerea concurenților, să susțineți doar concurenții reali. Vă rog din suflet și fac apel către toți telespectatorii, cei care vreți să susțineți concurenții, cum știți să băgați mâna în buzunar pentru ei, așa ar trebui să vă și supărați pe ei când greșesc. Nu mi se pare ok să susținem concurenți când greșesc și sunt răi voit. Nu mi se pare ok. Dar alegerea vă aparține. Eu nu am cum să vă condamn, dar am tot dreptul să-mi spun părerea și să spun că nu este ok să susținem răutatea, falsitatea și minciuna. Ieri în emisiune, dragii mei telespectatori, vedem pe Bianca că imediat îl ia la rost pe Robert și îl întreabă dacă regretă plecarea Catincăi și dacă îi simte lipsa Catincăi, ceva de genul. Și bineînțeles că s-a ofilit Ionică, că pe el nu l-a băgat în seamă și pe bună dreptate i-a spus bună așa din zbor, exact cum ne întâlnim cu un vecin în piață, ceva de genul a făcut și Bianca cu Ionic. Ionică se deranjează foarte tare, începe să țipe, să se ridice în picioare, dar în momentul când o vede pe Bianca că își schimbă fața aia de malefică, îl lasă ton. Deci iar devine cățeluș, iar își înghite limba, iar regretă acțiunile pe care le-a avut față de Bianca, iar Bianca o dă iar cum vrea ea, că l-a băgat în seamă, că nu era o problemă, că trebuia, doar nu i-a spus, bă, dar tu ești prost, lasă-mă, frate, să-mi fac circul aici, că eu pentru asta am venit, pentru circ și panara. Și bineînțeles că Lăbuș lasă capul jos, pleacă cu coada între picioare și la revedere. Numai o lasă pe Biencuța să-și facă program. Și începe Bianca și îl ia la rost pe Robert. Robert foarte, foarte deranjat că de ce îl întreabă. Și ce vedem? Că spune că această Catinca este o femeie rea, că s-a convins că este o femeie rea, că ce vede el acum pe TV în momentul când s-a înregistrat emisiunea în decembrie, la Catinca vede, a constatat că este o femeie rea. Măi, ca să vezi. Deci omul rău are parte de oameni răi. Omul pervers are parte de oameni perverși, exact ca el. Cine se aseamănă, se adună. Și îl vedem pe acest Robertică foarte supărat și foarte deranjat. Toată emisiunea era plin, cum a fost tot sezonul, de gânduri, dar gândurile lui malefice și planurile lui malefice, cum să atace, cum să distrugă pe toată lumea, pe staff, pe concurenți și îl vedem doar morocănos. Toți se jucau, râdeau, dansau, el stătea acolo, pagubă la casa omului și gândea doar răutate. Dragii mei tineri, ați avut un exemplu concret, Robert și Bianca, acești oameni răi care fac decât rău celorlalți, ați văzut cu ochii voștri ce au semănat. Au semănat răutate, au cules doar buruieni. Atât. Așa că luați aminte și înțelegeți un lucru pentru totdeauna.
Vrei să ai succes în viață? Fii bun și corect, în primul rând, cu tine. Și respectă pe cei din jur. Și atunci Dumnezeu îți va da înzecit bine. Așa că Robert și Bianca și-au cules, au semănat vânt, au cules furtună. Au văzut decât finala. Restul, absolut nimic. Au pierdut și bani, și premiu, și notorietate, și aprecierea telespectatorilor. Stau și mă gândesc, cu ce v-ați ales că ați fost răi? Cam asta se întâmplă, dragii mei telespectatori și dragii mei tineri, în viață. Și bine ar fi ca toți, și mai ales Elisabeta Marin, să stea și să se gândească la viața ei și să înțeleagă că viața ei nu funcționează la parametrii normali din acest motiv. Iar apelul pe care îl voi face pentru viitorii concurenți din sezonul 3, să vă ferească Dumnezeu, să vă prind, că mai dați informații lui Dan Andrei, imediat vă miros, având o experiență, să vă mai prind că aveți admine gen Violeta Lăcrămioara, care vrea și ea să facă vloguri, dar să vedem dacă are talent. Să vă inducă ceea ce trebuie să faceți în emisiune. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu vă cunosc. Nu știu cine sunteți. Dar veți găsi în mine cel mai mare dușman al vostru. Nu suport omul pervers și omul fals. Fiți reali, gândiți cu creierul vostru și lăsați adminii care profită de naivitatea voastră și de răutatea voastră ca să-și bată joc de emisiune și să aibă un material. Ei urmăresc decât banii, nici de cum că vă plac pe voi. Asta au făcut de când au intrat în aceste grupuri. Așa că v-am avertizat înainte de a vă cunoaște. Pe cei care îi prind că fac ceea ce vor adminii lor în emisiune, n-o să am pic de milă, vă garantez. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Patrick, vedem că vine și o ia pe Cristina și dansează cu ea și o ia în brațe, o aruncă, o pipă. Cristina foarte, foarte fericită și cu gura până la urechi. Măi, Cristinuca, un mare, mare dislike. Tu ai avut comportament de neprihănită. Măi, eu ți-am spus că dacă Patrick îți dădea două calde, tu uitai și de mama de acasă și plecai cu el în lume. Și vrei să-mi spui că ai avut sentimente pentru Radu? Nu. E, încă o dată Dumnezeu a făcut dreptate. Iar Radu, părerea mea, a câștigat ca altcineva la băieți. Mai bun ca el în momentul ăsta nu era. Și atunci, na, alegem și noi răul cel mai mic. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori, că Bianca îl avertizează pe Robert că în momentul când a plecat Catinca, i-a spus bombele sau bomba pe care o avea la adresa lui Robert și că i-a promis că nu va spune. Dar va spune în gală. Nu cred. Dar vom vedea. Vedem că se aduce în discuție că Robert și cu Mihaela vorbeau pe telefon, dar haideți să fim corecți. Toți vorbesc. Și deranjul meu cel mai mare că toți vorbesc, dar au tupeu și obrăznicia să arate cu degetul. Așa că, Giulita, un mare, mare dislike. Noroc că tu nu ai avut iubit, că nu te-a plăcut nimeni și, na, nu poți să fii acuzată că ai dat numărul la partener. Dar îți garantez eu că tu nu dădeai doar numărul de telefon. Tu dădeai și ce aveai pe la tine. Asta e, sper din tot sufletul să nu fii în sezonul 3 și dacă vei fi în sezonul 3, dacă vei avea acest comportament pe care l-ai avut și în sezonul 3, în sezonul 2, fii sigură că voi fi pe tine
călare. Nu de alta, dar mi-ai demonstrat că ești foarte tupeistă și foarte obraznică. Sper din tot sufletul ca staful să-și dea seama că nu mai vrem mahala, circ și panaramă. Mai ales că s-a văzut că tu ești o Bianca 2. Ne-am săturat de 2 ani de Bianca. Nu mai vrem o altă Bianca în emisiune. Vedem că Bianca este foarte deranjată când s-a anunțat că Vlada și Antoni au intrat și ei în finală. Veți vedea săptămâna asta că vor fi scoși pe motiv că n-au fost foarte votați. Iar Bianca se vede frustrarea, dar totuși are siguranța că va ajunge în finală. Părerea mea că ea era 99,9% că va fi câștigătoare. Și a luat-o din plin. Toate s-au strâns și s-a dat la cap. Ca să vedeți încă o dată și să vezi Bianca, că ai impresia că e viața la mișto și că e pe toată lumea la mișto, dar de fapt viața și toată lumea te ia pe tine la mișto după faptele tale. Așa că al doilea sezon care vezi banul în fața ta, dar nu-i altul. Ți-am mai spus eu, când vei alerga după bani, nu ești tu aia care căutai băieții potenți financiar și întrebai ce bani au, ce case, ce ceasuri, ce mașini. Asta e, biencuțo. Așa că, dragii mei telespectatori, cam asta s-a întâmplat în emisiune. Îl vedem pe Robert că îi amenință pe toți că el nu mai poate să fie atacat de toți și, cum spune el, îngropat. Că a suportat foarte multe de la Lorena și acum nu mai tace. Mă, dar ce-i suportat de la Lorena? Adevărul? Ce ți-a făcut ție Lorena? Ce i-a făcut, dragii mei telespectatori, Lorena acestui individ? Că a spus că și afară este perceput cum este perceput în casă? Și de acolo jihadul? Și tu, ca un nesimțit bărbat la 34 de ani, ai inventat că Lorena vorbea urât de Laurențiu și că nu-l suportă pe Laurențiu și că îl folosește, uite fapte, ca să vezi că ești mincinos încă o dată. Că Lorena cu Laurențiu sunt acasă fericiți, iar tu ești acum în drum spre Spania supărat, amărât, necăjit și plin de datorii. Și în fundul gol. N-ai luat nimic. Ca să vezi, măi Robertică, de asta plângea mă inima în tine, că ai văzut că lumea te-a demascat și a văzut toată lumea ce hram porți. Vei sta la 34 de ani doar pe TikTok să cerșești și să faci provocări. Ce mi-ar plăcea ca în sezonul 3 să se interzică TikTok-ul la concurenții? Să vedem ce mai faceți. Tare sunt curioasă. Vedem că el tot se victimizează și acest Robert până în ultima clipă și spune că toată lumea îi dorește rău și că inventează lucruri la adresa lui în condițiile în care el a inventat cu Dan Andrei și cu adminele lui la toți concurenții care au fost în casă și îi spuneau pe față că este un om plecat cu Sorcova, un om foarte rău și dușmănos și, bineînțeles, că ieșea afară și spunea lui Dan Andrei ce i-au făcut concurenții și Dan Andrei începea cu postări. Eu după asta îmi dădeam seama, știți destul de bine, ceea ce se întâmplă în casă, după postările lui Dan Andrei. Și mereu vă spuneam, când Dan Andrei posta că Alexandru este violent, vă spuneam, și că și-a bătut iubita și toate cele, vă spuneam, să vedeți că Robert va avea un clinci cu Alexandru. Când a fost cu Laurențiu, tot așa, v-am spus. Veți vedea că Robert va avea un clinci cu Laurențiu. Când acest nesimțit Robert a avut tupeul și nesimțirea să-i spună lui Laurențiu în față, lasă-mă că nici a ta nu o duce capul, de Lorena. De aici să vă dați seama că omul are probleme. Dacă erai un bărbat adevărat și cu stofă de șmecher, de bărbat cu obraz de catifea, niciodată nu-ți permiteai să jignești iubita unui prieten în față. Păi ce era Laurențiu, glugă de coceni? Să accepte ca tu să râzi de Lorena în condițiile în care el
O plăcea și o iubea pe Lorena, să-ți fie rușine de om fără minte. Dar vina nu-i aparține decât mamei tale, că n-a știut să te educe. Și am înțeles că pe live erai cu fratele tău și ți s-au arătat dovezile pe care eu sau ți s-a adus la cunoștință și ai zis că nu sunt reale și inclusiv fratele tău a spus pe acel live, el nici cu dovezile în față nu recunoaște și ați închis live-ul. Să-ți fie rușine. Îți place, mă, bărbat la 34 de ani? Cu ce etichetă ai plecat din această emisiune? Și mai au tupeu adminele tale care nu le duce capul să spună că fac petiții, că ai fost votat și că n-ai luat premiu. Pe ce? Pe furtișaguri. Chiar dacă ai fost votat, ai fost votat de anumite persoane. Dar mai aveți tupeu să aveți pretenții să fie premiat când știți destul de bine ce ați făcut în emisiunea asta și voi și Robert. Să-ți spuneți sărumâna că nu v-au cerut banii înapoi și mâncarea pe care a mâncat-o gratis. Că a venit în emisiune, l-au făcut cunoscut, i-a dat să mănânce și el râdea și jignea tot staful și înjura staful. Și acum aveți pretenții să fie și premiat. Ferească Dumnezeu! Câtă răutate în voi, femei bătrâne! Și mai spuneți că sunteți și foști pedagogi. Oare ce copii ați educat? Oare ce copii au ieșit din mâna voastră? Ferească Dumnezeu, fii-mi-ar scârbă de așa persoane. Exact ce am spus, cine se aseamănă, se adună. Sunteți o apă și un pământ, toate. Păcat, mai ales de tuturași futurași, femeie bătrână, cu port popular, să vorbească și să gândească în felul acesta, urât. Faceți de rușine portul românesc. Faceți de rușine românii, femei bătrâne, să susțineți în felul ăsta minciuna. Și să mai și drăcuiți telespectatorii, să vă fie rușine. Dar pe o parte mie îmi place că dați ceea ce puteți din voi și toată lumea vede. Mă acuzați pe mine că vorbesc urât. Da, eu sunt asumată și eu cert concurenții și inclusiv pe voi că sunteți fără obraz. Asta e. Vă stau în coastă, dar n-am ce să vă fac. Fiți cu minți, cu mine și poate atunci mă voi purta și eu ca atare. În condițiile în care veți fi hoațe și perverse și mincinoase, așteptați-vă să vă demasc. Și mulțumesc încă o dată staffului că a ținut cont de noi, majoritatea telespectatorilor raționali și corecți și nu s-a premiat în sezonul ăsta hoția, minciuna și perversitatea. Vă iubesc, doamna Mantea, doamnele producătoare Luminița și Emilia. La revedere! Dragii mei telespectatori, ăsta a fost rezumatul. Vă rog frumos să-l distribuiți peste tot și să lăsați în comentarii dacă sunteți fericiți de această decizie pe care a luat-o stafful. Și dacă mai vreți ca în sezonul 3 să mai vedem teatru, hoție, minciună și falsitate. În seara asta, dragii mei telespectatori, am primit foarte multe mesaje că nu aveți posibilitatea să intrați pe live-ul meu pe TikTok. Eu nu pot pune live-urile de pe TikTok pe YouTube, nu-mi permite YouTube-ul pentru că fac TikTok-ul pe live-ul pe TikTok și îmi dă nu știu ce restricție când pun filmări după TikTok pe YouTube. Asta e politica lor, știți cum e, concurența. Și vor să fac live pe YouTube, pe canalul lor. Și mi-am propus în seara asta, nu știu sigur să nu mă condamnați, mi-am propus ca dacă nu ajung în seara asta, dacă ajung în timp, să facem live-ul telespectatorilor și pe YouTube pentru cei care nu au posibilitatea doar pentru YouTube, o jumătate de oră, o oră, voi face live-ul telespectatorilor pe YouTube. Nu de alta, dar mi-este și dor de dumneavoastră.
și să împac și capara și varsa. Și după ne vom muta pe TikTok ca să puteți intra sus și să discutăm. Să nu mă certați dacă în caz nu am timp. Eu acum plec, că ieri nu am fost la muncă. Ieri am dat bir cu fugiții și astăzi sper să nu am foarte multă treabă și să ajung în timp real acasă, să pot face live-ul telespectatorilor și pe YouTube, după care ne mutăm pe TikTok. Vă pup cu drag, a voastră Pandele Laura. La orele de la 9 la 10 jumătate apăsați pe clopoțelul roșu, abonați-vă pe canalul meu de YouTube pentru cei care nu știți și apăsați pe clopoțelul roșu să vă notifice când dau drumul live, oricum voi posta și pe Facebook-ul meu, dar în perioada asta 9, 21, 22, 30, 9, 10 jumătate, în intervalul ăsta voi intra pe live pe canalul meu de YouTube. Laura, Casa Iubirii, părerea telespectatorilor, parcă așa se numește, nu mai știu. Căutați-l și abonați-vă ca să fiți notificați când intrăm pe live-ul telespectatorilor. Vă pup și vă doresc o zi minunată și mulțumesc staffului și lui Dumnezeu că am vins dreptatea. La revedere!